Biblia oferă învățături și perspective interesante cu privire la război și sfârșitul lumii. Iată câteva aspecte relevante, războaiele în Biblie, în vechime. Israeliții au purtat războaie în numele lui Jehova, Dumnezeul lor. Totuși, asta nu înseamnă că Dumnezeu aprobă toate războaiele din prezent. Națiunile înfrânte de israeliți erau adesea violente și practicau lucruri detestabile, cum ar fi bestialitatea, incestul și sacrificarea copiilor. Dumnezeu i-a alungat pe acești oameni dinaintea israeliților din cauza răutății lor unu. Creștinii sunt îndemnați să nu lupte împotriva dușmanilor lor. Isus a spus, continuați să iubiți pe dușmanii voștri și să vă rugați pentru cei care vă persecută unu. Sfârșitul lumii și paceați Biblia prezice că războaiele vor lua sfârșit când nimeni nu va mai dori să poarte război regatului Dumnezeu, un guvern ceresc real. Va înlătura armele de pe pământ și va învăța oamenii să urmărească pacea unu, sub domnia regatului lui Dumnezeu. Nu vor mai exista guverne care să-și urmărească propriile interese sau politici nedrepte care să alimenteze conflictele etnice. 1. Isus a spus, regatul meu nu face parte din lumea aceasta unu, perspective umane și biblice. Oamenii adesea prezic că războaiele vor continua, dar Biblia oferă speranța că ele vor înceta în cele din urmă 1. Evanghelia va fi propovăduită în toată lumea, iar oamenii vor fi învățați să urmărească pacea 2. În concluzie, Biblia ne îndeamnă să iubim pacea și să ne rugăm pentru încetarea războaielor, așteptând cu speranță ziua când sfârșitul va aduce pacea și dreptatea dorite de Dumnezeu.